Cei care s-au născut în Zodia Săgetătorului vor avea între 17 și 18 august după amiaza momente sau motive de bucurie, de calm, de împăcare, de satisfacție în plan domestic, casnic sau familial. O oarecare armonie, o pace, o liniște, o capacitate de a se izola, face și reîntrema, sufletește și trupește. Între 18 august, după ora 19.30 și 21 august dimineața, provocări în plan uh, sentimental. Nu toate foarte plăcute. Unor pot să fie puși la încercare, alte ori să fie supărați, alte ori să aibă impresia că se abuzează de ei sau că se exercită tot felul de constrângeri. Și vor reacționa și ei, mai mult sau mai puțin adecvat, dar destul de vizibil. Uneori chiar se pot supăra. Pot întoarce spatele, pot ridica tonul, pot arunca o ploaie de argumente și de acuzații sau de reproșuri, de la caz la caz, în funcție de educație, vârstă sau de context. Doar cei tineri vor găsi în aceste zile numai motive de bucurie și plăcere. Vor să se distreze, să trăiască intens, să facă mișcare, să facă sport, să se remarce, să Participe la tot felul de întreceri și concursuri, nu toate sportive. Se pot înscrie, de exemplu, și la un concurs de cine mănâncă mai multă pizza sau cine bea mai multă bere. În fine, plăceri culinare trăite cu măsură sau peste măsură, iarăși în funcție de vârstă, sănătate, educație sau context. Chiar și oamenii cumpătați pot să depășească la un moment dat o limită, să bea mai multe beri decât e bine, e frumos sau decât beau ei de obicei. Între 21 august, după ora 7.30 dimineața și 23 august după amiaza, mici destabilizări la locul de muncă, tot felul de vești, zvonuri, situații care îi pun și pe ei așa într-o ipostază cam ciudată, nici ei nu știu ce să creadă și ce să Înțeleagă. Fie dintr-un eveniment, fie din replica unui coleg, fie dintr-o conjunctură care strică armonia. Ei sunt puțin cam la mijloc, sunt și implicați și martori, trebuie să dea dovadă de obiectivitate, fac acest efort, dar își dau seama că dacă sunt ei obiectivi până la capăt, supără unele persoane și atunci în acest balans, de conștiință, optează pentru un pas înapoi. Să se facă fie că nu au înțeles exact, fie că nu se pot pronunța, fie că din respect pentru unul sau altul, tac. În final, dacă asta este strategia și situația nu are vreo miză importantă, e foarte bine și poate fi înțeleasă și ca o idee de obiectivitate adecvată necesară de prudență, de delicatețe, de politețe sau chiar de respectul pe care ei îl invocă. Sunt însă și situații care nu intră în acest context și care pot să se nască din niște măsuri absolut anapoda, abuzive, restrictive, total neinspirate ale cuiva. Un șef nou venit sau cineva pus de curând acum, care știe el foarte bine cum e cu procesul muncii și despre ce e vorba, dar în momentul în care a ajuns șef, i s-a schimbat perspectiva, a început să gândească altfel, nu mai ține cu colegii de până mai ieri și îi lezează pe aceia, îi pune în situații imposibile, vrea să dovedească că este șef cu orice chip, chiar dacă greșește, chiar dacă exagerează. Și atunci, sigur că cel născut în săgetător nu se poate abține și îl va pune la punct pe acela sau măcar îi va atrage atenția, în limita um, dialogului posibil în acest context, că s-a pus singur într-o postură vinovată, că ceea ce spune, pretinde sau cere, ori impune, nu se poate respecta și că, în nume personal, nu vorbește și numele celorlalți, el, săgetătorul, nu are niciun moment de gând să intre în jocul acestuia. începând cu 23 august, după ora 17:30, posibile întâlniri, dialoguri, consultări, tatonări, verificări, evaluări, pe fondul unor activități comune ale unui proiect unde nativul își desfășoară activitatea. Consultări cu un avocat analize ale unor documente sau ale legislației în vederea întocmirii unor acte, contracte, hârtii sau inițierii unor demersuri oficiale, publice, juridice și așa mai departe. Între 17 și 23 august vor avea loc însă și alte evenimente astrale. Este vorba de intrarea rând pe rând a planetelor Marte, Venus și Soare în Zodia Fecioarei, ceea ce înseamnă că ele își vor începe transitul prin casa a 10 -a. Putere, carieră, nume, notorietate, succes, afirmare. Este o secvență importantă. Ea nici nu va dura puțin. Pe fond avem de-a face cu o lună de zile cât va tranzita soarele, zodia fecioarei, o perioadă mai îndelungată, până pe 15 septembrie, timp în care își va parcurge traseul Planeta Venus, micul benefic, și în sfârșit, până pe 4 octombrie, când Marte va părăsi casa a 10 -a. Așadar, mai multe săptămâni în care cei născuți în săgetător pot să își consolideze un statut social, public, imaginea, pot să fie numiți pot să-și intre în pâine, cum s-ar zice, dacă sunt puși într-o ipostază nouă. Alta decât cea strict profesională de la locul de muncă de unde și-au salariul. Poate fi vorba în felul acesta de uh, ipostaze onorifice, de colaborări, de grupuri în care să activeze, pentru că a fost chemat, recomandat, desemnat, numit etc. Și care se desfășoară pe o perioadă restrânsă, o săptămână, o lună, câteva luni, să zicem maximum un an. Moment care trebuie speculat pentru că are un potențial bun, el este dinamic prin Marte, dar Marte aduce foarte mult pragmatism și foarte multă grijă în a nu pierde ceea ce au, a nu risipi. Este adevărat că micul benefic în zodia Fecioarei este protectiv și este restrictiv la rândul lui pentru că le dă un soi de, n-aș zice chiar teamă sau spaimă, dar mare grijă cu privire la felul în care circulă numele lor, de ce își leagă numele, în ce ipostaze sunt văzuți, cum sunt priviți. Și din toată această grijă se poate construi un personaj demn, decent, dar și interesant sau eficient în plan public. Tranzitul Soarelui însă e mai spectaculos, el poate să aducă într-adevăr schimbări, succes, afirmare. Poate să aducă funcții, ranguri și demnități, dar nu de nivel maxim, ci mai degrabă într-un plan administrativ, organizatoric. Succesul este și el rezultatul unei construcții de lungă durată. Au tot muncit, au învățat, au progresat și acum iată cu roadele, sau al unor activități desfășurate în ultimul timp, în ultimile zile, în ultimele săptămâni, care le-a permis să se facă remarcați care le-a dat voie să ajungă acolo unde și-au dorit. La un microfon, la o tribună, într-un context public în fața unei adunări, la o ședință, la un congres, la o întrunire unde nu să se afirme în sensul că um, avea chef să se vorbească despre el, ci unde pur și simplu ceea ce spune, face, susține, apără, este de natură să-l smulgă din statutul pe care îl avea până acum și să-l ridice o treaptă sau mai multe în fața uh, opiniei publice, în fața ochilor celor care îl privesc iar cei care îl ascultă și îl judecă să-l recepționeze corect, să-l aprecieze, să-l admire, să-l aprobe și eventual să îl urmeze, ceea ce este un lucru într-adevăr foarte bun. Acum ar mai trebui reținut faptul că în toate aceste săptămâni despre care noi am vorbit, se vor realiza mai multe rânduri de cuadraturi și opoziții, în așa fel încât um, relația fecioară, săgetător, pești, să nu fie întotdeauna una comodă. Poate fi vorba de foarte multe momente de indecizie, de nevoia de a opta um, și de fiecare dată de a se face apel la tot ceea ce înseamnă normă, educație, standard, um, document juridic, cutumă. Adică să nu se încalce niște principii, niște premize, niște condiții, în așa fel încât tot ce are să rămână bun câștigat, consolidat, apărat, iar ceea ce fac eventual să adauge, dar cu niciun chip să strice. Și această grijă, această veche permanentă este destul de obositoare, e costisitoare, este și epuizantă pentru unii. Și nu le permite tuturor, mai ales celor maturi, să facă salturile pe care și le-ar fi dorit. Adică progresul în anume locuri nu este chiar așa neted și brusc și direct și rapid, ci este unul temperat, măsurat și controlat.